Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 195 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Toate cărțile de joc pe care le vedeți pe zid au fost decise chiar de către voi prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana de pe zid. Să te uiți atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Houdini. Haideți să deschidem pachetul să descoperim împreună. Chiar mă întrebam când o să apară pachetul maestrului Harry Houdini. Știu câteva despre el. Știu următoarele, că s-a născut pe 24 martie 1874 și a murit pe 31 octombrie 1926 și a murit la vârsta de 52 de ani. Asta am învățat-o cu pe poezie. Am fost extrem de fascinat de el, mai ales la început când m-am apucat. Pe vremea când m-am apucat eu știam doar câțiva magicieni și la vremea respectivă chiar mă documentasem super, super intens. Haideți să vedem ce ne-a pregătit cutia. Bicycle standard sus scris cu roșu. Harry Houdini, scris aici jos, playing cards, ține și un juvete de inimă roșie, foarte frumos încercuit. Pe spate l-avem pe el pe ambele cerculețe, foarte drăguț și cu lanțuri, exact ce știa să facă cea mai bine, să evadeze. Pe una dintre margini, de United States Playing Cards Company, iar pe cealaltă parte, Air Cushion Finish, Made in USA. Foarte simpatic. Pe acest sticker se vede un lăcățel, sper să pot să-l dau jos. Cutia peste tot se simte fină, exact ca o cutie de la Bicycle Standard, poate un pic mai lucioasă, mai mișto. Sub cutie faptul că sunt produse de către cei de la collectableplayingcards.com, Erlarger, Kentucky, Made in USA. Nu mai insist că l-am făcut terci. L-am rupt în vreo 3 bucăți, a rămas sus un pic de adeziv, nu-i nimic, stă mai bine lipit în zid. O să schid cutia să vedem cărțile de joc. Poate că asta ar trebui să învățați de la această serie. Dacă vedeți că la mine nu reușește sticker-ul, mai bine decupați și tăiați, nu mai încercați să dezlipiți, pentru că acesta a avut foarte, foarte mult adeziv. Hai să vedem cărțile de joc. Foarte simpatic desenat, Harry Houdini, Joker scris pe fiecare parte, în lanțuri, foarte mișto desenul. Acea vestimentație pe care avea el pe vremea aia, dar ce picioare strong avea. Și era mai scund așa de statură. Iar aici s-a eliberat la celălalt Joker și cu Joker scris cu roșu pe fiecare colț. Simpatic și fundalul. Așa l-avem la toate cărțile de joc. Îmi place foarte mult fundalul cum se vede. Seamănă cu un pachet din acela vechi. Harry Houdini scris pe mijloc pe as și ceva design în jurul lui. Un index foarte mare, la fel și People. Sunt extrem de vizibile cărțile. E interesant feeling-ul. Avem și juvetele mai mari făcut. Dama. Popa. Par imense cărțile, parcă nici nu țin un bicycle standard. Sau mi se pare că sunt mai mari cărțile ca și statură. Sper să încapă pe zid. Foarte mari, imense, îmi plac mult de tot, extrem de vizibile. Sunt puțin modificate și la design. Asul de treflă, la fel în aceeași poziția și era și asul de romb, că am trecut cam rapid, da. Popa de inimă roșie, dama de inimă roșie. Iubesc aceste picture card-uri, sunt superbe, așa mari. Și putem să mergem până la final. Avem o carte foarte mișto îndoită așa cu spatele, Harry Houdini se vede. O carte King of Cards, seamănă cu fața cutiei. Și jocării pe care ați văzut. O să pun cele 4 cărți extra deoparte. Haideți că începem cu un evantai. Se vede destul de bine. Mie îmi place. E interesant. Hai să vedem și pe spate. Poate îmi fac o idee mai bună. Avem acest fundal din nou. Foarte mișto se vede că este marginea micuță. Îmi place și acest roșu. Merge bine în combinație cu fundalul. Harry Houdini. Zici că e pe o bagnotă. Chiar cum de nu există pe o bagnotă. Wow. Pe spate se vede mai bine cu manulecă la evantaie. Pe față nu-mi place neapărat. Uite, poate acum îmi place mai mult. Dar prima dată când l-am făcut, dacă îl iau așa și îl fac direct, nu prea se văd indexii. Hai să vedem și levantele cu câte o mână. Vem pe primul și pe al doilea. Uite acum că le întorc un pic mai mult. Și îți mișoși pe spate. Mamă, instant! Și bineînțeles la un evantai dublu. Hai Harry, nu ne dezamăgi, foarte mare evantaiul, a ieșit un evantai de nota 10. Îmi place mult feeling-ul atunci când a făcut evantaiul, cum s-a simțit și a ieșit și foarte bine.
Bravo, Harry! Uip, uip! Cărțile sunt fine pe ambele părți, ceea ce înseamnă că le vom simți superb și la dribble. Și așa și este, nota 9.50 pentru dribble. Îmi place extrem de mult feeling-ul. Să vedem și la springuri, din nou, foarte perfecte. Sunt extrem de potrivite pentru springuri, nu sunt moi. Sunt exact la mijloc acolo, îmi place, e controlul foarte, foarte bun. Am încredere că pot să fac un spring foarte mare cu acest pachet, la cum se simte. Ați văzut? Și cred că este bun și pentru Anaconda. Dar nu mă risc să-l fac foarte mare pentru că nu l-am mai făcut de mult și nu vreau să scap cărțile pe jos. Să vedem și cum se mișcă la cardistri. Extrem de bun controlul. Îmi place fățuca lui pe cărți, cum sunt punctele alea roșii, cele două. Și control eficient. Îmi place foarte mult cum se mișcă la cardistri. Foarte mișto se văd și pe față și pe spate când faci cardistri cu el. Control. Să vedem cum evadează din mână Harry. Super bune și pentru aruncări. Hai să mai dau încă una. Poate că are spin un pic mai micuț față de ce mi-aș fi dorit eu, dar sunt bune și pentru aruncări. Foarte bune și pentru le Paul Spread. Sunt impresionat. Vă recomand pachetul Bicycle Harry Houdini. Mai ales dacă vă place acest magician, cu siguranță o să vă placă și aceste cărți de joc. Iar comentariul câștigător este de la Eugen Sorin, pe rândul 13, coloana 22. Haideți cu el pe zid. Număr descrescător de la rândul 15, 14, 13 și coloana 25, 24, 23, 22. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine după cum te-am obișnuit, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!